proiect de investiție de 30 de milioane de euro cu fonduri europene. Avem nevoie de a face expropierile pentru ca și pe acea porțiune de drum să poată intra, să se poată intra să lucreze. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, doresc să lucrezeți alături de noi, domnul prefect Gabriel Aurelian Panaitescu. Convocarea ședinței extraordinare de astăzi a fost publicată în presa locală și a fost afișată la sediul potrivit procedurii prevăzute de regulament și de codul administrativ. Convocarea la ședință, proiectele de hotărâre și materialele fundamentare au fost comunicate consilierilor județeni. Dau cuvântul domnului secretar general al județului, care va face acel nominal pentru a stabili prezența la ședință. Bună dimineața! Adun Mitraie Răzvan Ionuț. Prezent. Alexandru Adrian Lănuț. Prezent. Antofi Eugenia Simona. Buțurcă Octav. Prezent. Cambanache Eliana. Prezent. Căluian Angel Costel. Costandache Constantina. Prezent. Costea Tudorel. Cucu Doina. Prezent. Iacul Vasile. Enache Mioara. Prezent. Gasparotti Florimel Petru. Prezent. Grosu Constantin. Grosu Elena. Prezent. Iosif Iulian. Istudor Gigel. Prezent. Ișvan Dumitru. Prezent. Manoliu Tiberiu Păduț. Mănăilă Valeriu. Prezent. Mocanu Georgia Cornelian. Moroșan Cătălin. Nagar Andreea Maria. Prezent. Menchifor Alexandru. Prezent. Oprea Radu Adrian. Polinski Mihai. Prezent. Popa Octavian. Porun Cătălin Nicolae. Prezent. Radu Valentin. Rusu Georgiana Iuliana. Sandu Mitică. Stan Ionel. Stanciu Silvius. Gând. Șapira Violeta. Vasiliu Doina. La ședința de astăzi participă un număr de 22 consilieri județeni și președinte Consiliul Județean Galați. Ședința poate continua. Potrivit prevederilor articolului 138, alineatul 13, 14, 15 din codul administrativ, a fost prezentat la MAPA procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26 mai 2022. Dacă sunt observați, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 23 de voturi pentru. Dacă aveți observații cu privire la ordinea de zi, așa cum a fost transmisă la MAPI și publicată în presa locală, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 23 de voturi pentru. Trecem la punctul 1 din ordinea de zi. Însușirea rapoartelor de evaluare a NEVAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorul de expropriere al obiectivului de investiții, extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 23 de voturi pentru. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobililor situate pe coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publică de interes județean, extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 23 de voturi pentru. Trecem la ultimul punct din ordinea de zi, rapoarte, informări, întrebări, interpelări diverse. Dacă aveți observații cu privire la informările sau rapoartele ce v-au fost prezentate la MAPA, vreau să fac eu o precizare aici. Ședințele astea online sunt ședințe hibrid. Cei care vor să participe fizic la ședință, așa cum sunt colegii din sală, acum aici, pot să vină în sală. Cei care vor să participe online, pot să participe online, așa cum a fost propus și schimbat regulamentul pentru ca
consilieri județeni să poată să participe și online. Se pare că fiind o ședință de îndată și nefiind plătite, consilierii PNL nu își doresc să participe la ședințele Consiliului Județean neplătite și, în afară de asta, se pare că nici nu își doresc să avem o centură a Galațiului, o centură pe care să putem circula în siguranță și nici să absorbim bani, 30 de milioane de euro. Da, așa cum am spus, rugămintea la dumneavoastră este să le arătăm dumneavoastră că ne pasă și vom mai face ședințe până când acest proiect de investiție va fi aprobat. Sper să nu fie prea târziu, pentru că dacă va fi prea târziu, și proprietarii de pe centură care locuiesc în zona centurii vor fi expropriați târziu și vor fi relocați pe timp de iarnă, dar, bineînțeles, există și riscul de a plăti penalități sau de a pierde finanțarea cu fonduri europene. Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor și vă zic frumoasă. Mulțumesc mult pentru prezență.